Să citim ultima afirmație a lui Isus în mustrarea pe care a adresat-o fariseilor cu privire la regimul social al ospețelor. Și va fi ferice de tine pentru că n-au cu ce să se răspătească, dar ți se va răspăti la învierea celor neprihăniți. Și atunci unul răspunde imediat, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Care să, este mult mai confortabil să vorbească despre viața viitoare decât despre viața aceasta. Pentru că în viața aceasta au multe probleme nerezolvate. Și când uh, le aduci uh, în discuție anumite aspecte legate de viața aceasta, care sunt palpabile, sunt verificabile, pot fi analizate logic sau etic, întotdeauna încep să vorbească despre cer și să spune lozinci despre cer. E bine, Iisus le arată că în cer nu se intră prin lozinci. Și urmează pilda ce ori poftiți la cină. Deci despre ce este vorba? Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Cine a dat o cină mare? Un om. Nu ni se spune nici că era fariseu sau vameș, dacă era iudeu sau nu era iudeu. Ni se spune doar că era un om. Aici este prima problemă pe care o au farisei. Pentru Isus omul este universal, este unul singur. Pentru ei, omul este împărțit în bucăți, împărțit religioși, împărțit etnic, împărțit social. Și mai întâi, a trimis pe Robi să se anunțe pe cei care primiseră deja o invitație, de câte înțelegem, și aluzia este clară la iudei. Ei au primit invitația înaintea altora. Și parcă fusese răvorbit, spune Iisus, unul a spus, tocmai am cumpărat o pereche de boi și trebuie să-i încerc, tocmai am cumpărat un ogor și trebuie să-l văd. E foarte clar că aici este o scuză. Nu e, ideea nu este acum că ei sunt niște materialiști, așa cum se interpretează de multe ori această pildă. Uite că erau niște materialiști, ei sunt interesați mai mult de ogor și de boi decât de împărăția cerurilor. Nu, din potrivă. Farisei sunt interesați mai mult de împărăția cerurilor decât de viața aceasta, atunci când este vorba de relație cu semenii și de problemele reale ale acestei vieți. De fapt, este o scuză. Și asta se vede foarte clar, că nu încerci boi după ce ai cumpărat sau mergi să vezi ogorul după ce, ce l-ai cumpărat. De fapt, când Iisus spune, parcă fusese răvorbiți. Într-adevăr, ceilalți farisei care erau acolo la masă, fusese răvorbiți. Se întinde o capcană lui Iisus și aceștia fusese răvorbiți. Dar ce aveau ei cu acest om? Mai întâi, repet, ideea că este un simplu om. Acum, în general, în antichitate, chiar și în cetatea clasică greco-romană, omul ca omul își avea locul. Era orstă stăpân, or sclav, era membru dintr-un trib, dintr-o clasă socială, o anumită castă, avea o anumită poziție sau nu era nimic. Dar asta era cu atât mai mult la iudei, în care oamenii se împărțeau între iudei și neiudei. Și aici, în America, de exemplu, există o sintagmă churched people și unchurched people. Este un, mă rog, un idiom tipic uh, american, o, am putea spune în, în, în românește, oameni bisericiți și oameni nebisericiți, da? Deci, cei bisericiți, churched, sunt cei care uh, au, au absorbit cultura de biserică. Cei nebisericiți sunt cei care nu prea sunt duși pe la biserică. Și uh, pentru ce mai mulți dintre cei bisericiți, churched, această distinție este esențială. Pentru celălalt nu este esențială, pentru el este esențială. Pentru că nu contează la la ce biserică mergi, dar trebuie să mergi la o biserică, trebuie să ai o religie și asta, de fapt, este o împărțire a omului în două clase. Care este problema, însă? Nu numai că era un simplu om și nu are alt titlu decât că este om, dar. El, ospățul lui este mare și asta e problema cu farisei. Ei se tem de un ospăț mare pentru că nu știu cu cine se, va întâlni, se vor întâlni acolo. Cei care parcă fuseseră vorbiți, e clar că se înțelegeau între ei, se cunoșteau unul pe altul. Dar cine va mai veni la acel ospăț este întrebarea. Și acesta e motivul pentru care îi resping. Că cea mai interesantă scuză este a treia. M-am căsătorit și nu pot să vin. Bun, se pare că este o scuză legitimă. Și tocmai asta este problema. Scuza este legitimă, într-adevăr. Te-ai căsătorit, nu poți merge la o spăț. Dar ce înseamnă că te-ai căsătorit? Isus se adresează unui public care înțelegea subtilitățile limbajului mai bine decât un om modern. Toată conversația unui, unui om din Orientul Mijlociu și mai ales unui fariseu educat era plină de aluzii și subtilități. Căsătoria este un simbol bine familiar, bine cunoscut celor care cunoșteau Vechiul Testament. Este simbolul unirii lui Israel cu Iahve în Vechiul Legământ. Principala piedică este Vechiul Legământ. Și dacă vă întreb ce este Vechiul Legământ, vă spune, păi sigur, este Israel și Iahova. Nu, este mai mult decât atât. Foarte mulți cărșini trăiesc în Vechiul Legământ. Și ce este Vechiul Legământ? Ideea că pe baza unui set de reguli și de dogme, tu te-ai căsătorit cu Dumnezeu. Adică ai făcut un, un, un legământ cu Dumnezeu cu mai multe reguli și mai multe dogme. Bun. Aceste reguli și dogme, de fapt, pe care tu le consider că sunt legământul tău cu Dumnezeu, repet, nu trebuie să fii iudeu, poți să fii un creștin botezat pur și simplu, dar tu ai anumite credințe, un anumit crez și anumite, uh, anumite norme de comportament pe care le consider că sunt esența unirii tale cu divinitatea. Nu. Uh, Iisus respinge aceasta. Ai de ales între nunta ta și acest ospăț. Și în mod normal, dacă te-ai căsătorit, vei alege nunta ta și asta este problema. Pentru că dacă te-ai căsătorit amite o anumită teologie vei respinge Evanghelia care este altceva decât teologia ta. Și îți spune cum, teologia mea, pe teologia mea e bazată pe Evanghelie, eu sunt creștin evanghelic. Nu, orice teologie este o limitare a Evangheliei pentru că Evanghelia este infinită prin natura ei. Deci nu poate fi definită printr-o simplă teologie sau printr-o apartenență la un crez sau la un cod enorme. Așadar, omul care a făcut-o spățul, nu, este tulburăce, foarte bine. Mergeți în piețe și ulițe și chemați ciungi, ologi, șchiopi. De fapt, aș vrea să spun că Evanghelia a mai departe cât atât. Pentru că Evanghelia a invitat și femei, și sclati, și neiudei. Și asta apare în, în cealaltă parte a invitației, când aceștia vin și spun am chemat ciungi, ologi, șchiopi, mă rog, drojdea societății. Oameni care au opus în societatea au undeva la baza ei, jos de tot. El spune, nu-i destul, mergeți la drumul și la garduri. Expresia drumuri și garduri, probabil că pentru noi evocă imaginea unui sat românesc în care oamenii stau la garduri și pe marginea drumului și vorbesc. Dar nu asta este ideea. Ideea este să treceți de dincolo de zidul cetății. Mergeți la drumul mare. Asta este ideea. Să nu uităm că uh, a trece de zi, dincolo de zidurile cetății însemnează, de fapt, a trece dincolo de zidul care despărțat pe iudei de neamuri. Amintiți-vă că în viziunea iudeilor despre viața viitoare există un zid care desparte iudeii de neamuri. Ca atare, aici Isus dă peste cap așteptărilor cu privire la viața viitoare. Nu va fi un zid care să ține neamurile afară din cetate și cu siguranță că nu va fi o încăpere separată pentru femei. Nu va fi o ierarhie cu Avram, Isaac și Iacov stând la, într-un triciclium, mă rog, care e de patru de fapt, sau un triciclium ei trei și pe undeva Dumnezeu stă acolo lângă ei singur la o masă și pe celălalt, mă rog, în cercuri concentrice tot mai departe, nu va fi așa ceva. Nu va fi David care va ridica cupa, nu, nu va fi. Pentru că aceste ierarhii sunt în mintea voastră, dar nu există în împărăția lui Dumnezeu. Atunci cum va fi? Pur și simplu nu știm ce va fi la ospăț. Ne așteaptă multe surprize, nu-i așa? Bănuiesc că acest om are multe surprize la ospăț. Dar deocamdată, marea surpriză este că cei invitați nu refuză și invitația, așa cum suspectau ei, este mai largă decât ar permite normele lor sociale și religioase. Și împărăția lui Dumnezeu va fi altceva decât ne închipuim. Dar este inclusivistă, pentru că este un om care invită alt oameni. În ultima instanță, nu e un fariseu care îl invită pe Isus Iisus este un om, este fiul omului. Termenul fiul omului a, a, a devenit un titlu mesianic pentru noi și, într-adevăr, este bazat pe Daniel, capitolul 7. Dar în că fiul omului însemnează om, pur și simplu. Isus este un om. Fiul omului ar fi putut să aici să fie foarte bine folosit expresia fiul omului. Iisus a vorbit în aramaică și a fost tradus în greacă, bineînțeles și de acolo în limbi modernă. Însă, cu siguranță că atunci când Iisus a folosit pilda în aramaică, a spus un fiu al omului. Însă traducerea nu a folosit fiul omului, fiul al omului, pentru că acesta apare ca titlu mesianic. Însă, este un om, Iisus se prezintă ca un om care cheamă pe cel oameni. Și această unitate a familiei umane, această reconciliere radicală este esența împărăției lui Dumnezeu și această împărăție nu se împarte în viața de acum și viața viitoare, este un singur tot. Asta a vrut să le explice Iisus fariseilor, adică tu spui ferice de cineva va prânzi în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeu și vai ce grozav va fi. Și Iisus spune nu, aici acum, aici și acum poți să-i inviți pe ciunci, pe săraci, pe neamurile, poți să le inviți la tine la masă. Gândiți-vă că pentru iudeu era un păcat să stea la masă cu neamurile. Asta a fost principala problemă în Biserica Apostolică, așa cum se știe, Conflictul a fost cu privire la dacă iudezi și ne-am repostat la aceeași masă, mai mult decât cu privire la circumcizie. Deci, invită neamurile, ceea ce este o blasfemie. Invită pe săraci, invită pe ciunci, pe oamenii de nimic, mă rog, invită femeile, invită sclavii, da? Nu, nu, nu te bate pentru locurile din, din față. Alege locul din urmă, alături de. de, de de ce aduci de pe stradă, de ce de aduci de, de dincolo de zidul cetății, acolo este locul de onoare, pentru că prin asta recunoști că ești om și nu ești deprind de un simplu titlu social. Așadar, ce este viața viitoare? Mă întreb. Repet, noi nu știm. Dar mă, mă întorc la prima mea comparație, așa cum aceeași formulă matematică stă la baza mărului care cade în capul lui Newton, și a stației spațiale trimise în spațiul adânc, la limitele sistemului solar sau chiar dincolo de ele, același principiu se aplică în viața aceasta și în viața viitoare. Și nu este vorba de mantre și de lozinci aici, nici măcar de teologie și de dogmă, ci de ceea ce faci. Și principalul test este relația cu semenii. Uh, relația cu semenii uh, Neîngrădită de dogmă, de prejudecăți religioase sau sociale. Acum aș vrea să merg puțin mai departe și să încercăm să ne imaginăm reacția celor care au fost la masa cu Iisus după aceea și discuțiile care au avut loc după aceea și, precizit, că au fost foarte indignați, au spus, om, acesta e foarte periculos. Și vreau să mă întorc la un personaj din. Această scenă descrisă de Luca atât de viu Luca e medic și are în ochi pentru o, o situație uh, specială E vorba de cel bolnav de dropică Adică cel care are țesuturile cu apă Care se întoarce acasă mai ușor decât venise Și se simte mai bine Răsuflă liber gândurile deja merg diferit în mintea lui, parcă vede lumea diferit. Și acum omul acesta deja înțelege ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea este ce va face după aceea. Și e, testul cel mare pentru el este dacă va accepta învățătura lui Isus. El care datorită acestei învățături, a fost vindecat. Repet, dacă Iisus nu ar fi avut această teologie scandaloasă, nu l-ar fi vindecat. În zi de sabat, cu riscul vieții chiar, nu numai la ostracizării sociale, sau uh, o va respinge. Pentru că omul acesta, sănătos de acum, la minte și la trup, are de ales între a fi, la fel ca Isus, un simplu om de acum. Bun, să nu uităm, apar doi oameni aici, omul care a dat masa cea mare, și acesta este Isus, omul Isus, și omul bolnav de tropica. Și el a fost invitat acolo, pentru că era, nu pentru că era un om, și cu siguranță nu pentru că era bolnav, bine, a fost invitat fiindcă era bolnav, ca să fie o capcană pentru Isus, ne dăm seama de asta. Însă el a fost invitat pentru că cu siguranță era și el un fariseu. Și acum el are de ales între a fi un fariseu, un om respectat în societate și foarte religios, sau a fi un simplu om. Acum am permis să-mi pun o întrebare și este un simplu experiment de gândire. Da? Am cunoscut oameni în situații destul de nefericite care merg când și când la medic să scoată să scoată apa, cum se spune, și când se întorc acasă se simt mai bine, dar după aceea apa reapare. Nu știu cum să judec situația aceasta, ce se întâmplă dacă omul acesta rămâne un fariseu, rămâne în teologia iudaică, respectă mai departe toate aceste prejudecăți social-religioase și apa începe să reapară în țesuturile lui. Nu vreau să susțin ceea ce poate cred unii. Că vindecarea a fost condiționată, și dacă omul n-a acceptat mesajul lui Isus, s-a întors apa. Nu, nu vreau să spun asta. Dar îmi imaginez doar ca o situație ipotetică. Și apa s-a întors. Așa că omul este în continuare respectat în societate, se simte bine. Știe că va ajunge în cer, este invitat la o spăți de, de, de farisei, și chiar cineva spune: Vezi că vindecarea care a făcut-o Isus nu este reală, a fost doar așa o șmecherie, deci tu rămâi la cele pe care le cunosc sau din potrivă. Omul rămâne vindecat, poate să facă exercițiu fizic, poate să se bucure de viață poate să nu mai țină dietă de acum, poate să, mă rog, să gândește liber, emoțiile, gândurile, totul se schimbă în viața lui, nu mai este umflat peste tot, dar este un ostracizat. De acum își pierde relațiile, poate că nu mai are succes în afaceri pentru că nu mai susține ceilalți, Ajunge poate pe stradă și ajunge și el să mănânce cu vame, pe stradă cu uh, niște femei răufamate și niște cercetori și niște nișteologi, și uh, să împretrănește cu vame, și, și poate chiar este din cetate Și uh, la drumul mare, și mănâncă împreună cu neamurile, și chiar la templu stă în curtea din afară. Ce a făcut acest om, de fapt? Omul s-a așezat pe locul din spate. De fapt, omul care s-a așezat pe locul din spate este probabil bolnavul de dropică. Pentru că la cea mai importantă masă stă Isus și bolnavul de dropică. Și avantajul bolnavului de dropică este că se află pe locul din spate. De acum, alegerea lui va fi locul din spate sau să încerce să ajungă și în un loc mai în față. Mai ales că e sănătos, acum poate să intre, poate să stă la o masă ceva mai importantă. Gândiți-vă că noi suntem permanent confruntați cu această opțiune. Și cu siguranță că foarte mulți creștini vor spune vai, Iisus m-a salvat, m-a vindecat de dropică cu alte cuvinte, de drobica păcatului, m-a salvat, vai ce fericit sunt și acum merg la biserică și parchez mașina frumoasă acolo de toată lumea, pare sovată, și intru la biserică, și mă rog, sunt un membru onorat în biserică, și uh, îmi, îmi, îmi sugest toată această filozofie toxică pe care au crescut în timpul nostru de prestigiu social și bani, și fariseism, și ideologie care te face să iurești pe alții și să, să lupți împotriva lor. Uh, sau omul spune, da, de acum mi-am recăpătat bucuria de a fi om și de a fi viu și asta de fapt însemnează că am intrat deja în împărăția lui Dumnezeu, am înviat deja și ce va fi în viața viitoare, cu siguranță că va fi o continuare a acestei experiențe în mod exponențial. Gândiți-vă la această opțiune, la această dilemă, dacă vreți, între două opțiuni. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!